37 din 23 august 2017 a Primarului Comunei Mărcine în următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților de ierarhizare pe orizontală în funcție de complexitatea și importanța activităților desfășurate pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mărcine și de Spacău, inițiator domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mărcine pentru anul 2017. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după atribuirea contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții, construire grădiniță cu program normal în satul Barați, Comuna Mărcine, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați după atribuirea contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții, construire grădiniță cu program normal în satul Luncan, Comuna Mărcine, județul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Comuna Mărgeni, Sat Trebeș, strada Corbului, numărul 1, județul Bacău, în care și-a desfășurat activitatea școala Trebeș, din spațiul de învățământ în spațiul necesar de desfășurarea activității unui centru cultural catehetic. Inițiator, domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mărgineni în Consiliul de Administrație al Școlii Alexandru Piru pentru anul școlar 2017-2018. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu familiile beneficiare a premiului pentru 50 de ani de la căsătorie. Inițiator, domnul primar. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitude a unor suprafețe de teren aparținând de teren către Delgaz Gridesa în vederea realizării investiției alimentare cu energie electrică, spălătorie, aparținând SCD-ul Valux SRL, amplasat în sat Baraș, Comuna Mărcine, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local 49 din 6 septembrie 2016 pentru investiția în sistem de protecție catodică și brașament electric pentru rețelele de gaze naturale din oțel, în sat Barat, strada Gărbiniței numărul 7, Comuna Mărcine, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 10. Diverse. Să punem la vot ordinea de zi, dacă sunteți de acord. Domnul Curilă este cu tatăl dumneavoastră la spital și domnul consilier Tapalade este blocat în trafic pe la Bălcescu, cu situația foarte greu. Mulțumesc. Trecem la punctul 1. Domnul președinte, dacă mai avem, pare niște invitații. Da. Da. Doamna Șnic cu niște invitați din Marea Britanie, da. Înțeles? Da. Care vor să vă prezinte un proiect pentru câinii comunitari. Da. A, pe asta am vrea ca să învăț. Deci aici noi reprezentăm Fundație Română-Britanică, Laura Miat, este aici Laura Margare, Bogdan Cosma și eu. Noi avem un adăpost în orașul Bacău și de ani de zile, de foarte mulți ani, în colaborare cu partenerii noștri străini, încercăm să rezolvăm problema câinilor comunitari. Acum, dat fiind faptul că m-am implicat și în zona Lucanie în această problemă, partenerii noștri sunt dispuși să facă niște acțiuni și pentru câinii comunitari din satele Lucani, Trebeș, Mărgineni și alte sate care sunt în zona respectivă. Care este propunerea noastră? Deci noi, normal, am vrea să aplicăm legea care există legat de fiecare deținător de animale, de câini, de exemplu, trebuie să-l cipeze conform legii, trebuie să-l sterilizeze și să nu-l abandoneze. Toate aceste trei lucruri, dacă nu sunt respectate, sunt amendate. Amenziile sunt foarte mari în lege. Numai că, din păcate, ele nu se aplică. Am fost și la BSV, am vorbit, au zis că n-au departament de aplicare a legilor și de aceste contravenții. E părerea noastră că e păcat, s-ar putea strânge foarte mulți bani. Dar, pentru că oamenii nu respectă legea și din experiența noastră în colaborarea cu partenerii străini din Germania, din Belgia, din Olanda, în acele țări, dacă animalele sunt abandonate, dacă nu sunt cipate, sunt amendați cu sume foarte mari, 1.000, 1.500, 2.000 de euro. Și atunci oamenii fac de frică, știți cum e, dacă legea funcționează. Cu ce venim noi? Vrem să facem o campanie de informare a cetățenilor din aceste comune, cu sprijinul dumneavoastră, dacă se poate, adică să participe cineva din partea dumneavoastră să ne ajute să facem această campanie și să informăm oamenii legați de aceste lege și de faptul că ei trebuie să o respecte și mai mult de atât, să-i ajutăm să sterilizăm câinii gratuit.
Deci facem campaniile astea, partenerii noștri englezi vin cu medici și cu tot dispozitivul să facă aceste sterilizări. Ei vor să facă acum o campanie în sat, aici în sudul din sat, într-o locație pe care dumneavoastră, dacă o să puteți să ne o puneți la dispoziție, ne trebuie doar o sală mai mare, apă și electricitate. Se rezolvă totul prin aparatura medicală care o aduc și se pot steriliza până la 350 de câini. Și cipui sau doar steriliza? Numai sterilizare, pentru că cipul înseamnă un cost, care înseamnă cam 50 de RON, pentru că noi cipul trebuie să-l cumpărăm. E 20 de legi. Da, dar registrarea în REX are și ea un cost. Da. Pentru că DSB-ul cere registrare. Nu se poate cip fără înregistrare. Da. Și sumele se duc pe la 40 de RON până la 50. Dacă s-ar putea face și ciparea, noi am putea face și ciparea fără nicio problemă, dar găsim niște fonduri, măcar jumătate, să putem să facem și acest lucru, să le oferim. Sau măcar dacă cei care au câini ar suporta jumătate din costul ăsta și noi cealaltă jumătate. Adică am putea să rezolvăm și partea aceea. O putem discuta cu dumneavoastră și dacă aveți soluții, o putem rezolva și pe aceasta. Ar putea fi o colaborare cu medicul din comună? Sigur. Există deja. Da, este. Sigur. Am fi interesat cât costă exact înregistrarea în ei. Să ducem costurile cât mai jos. Absolut. Deci putem face asta, pentru că dacă o face medicul din comună, el poate cumpăra cipurile la preț cel mai mic, la prețul de angro, cum se dă, și înregistrarea în REX exact la chitare. Deci nu prin noi, adică nu noi. Să facă practic ambele lucruri în aceeași locație. Absolut. Ar fi și cipuirea, și că degeaba este vizând, dar nu e cipuire. Absolut. Și atunci orice câine îl găsiți cu un aparat pe descipul și se poate amenda deținătorul animalului. Deci, practic, prima etapă ar fi această sterilizare. Noi am merge în toate satele și am informat oamenii, am rugat să aducă câinii la locația respectivă. Cei care nu pot, pentru că noi nu o să avem capacitate, avem o mașină specială cu care putem merge și să-i luăm de la casele lor, să-i aducem și îi ducem înapoi. Dar pentru că nu putem face acest număr mare, o parte din ei îi rugăm să-i aducă ei personal și trebuie să ne ajute să-i prindă și să-i poată pune în puștire. Ca timp perioada noastră, cât ca și campanie, așa? Cât, trei, nu. Sterilizarea are loc în 3 zile. Așa. Iar campania în 3 săptămâni, înainte de sterilizare. După aceea, dacă funcționează, englezii vor să repete această campanie și în altă perioadă, cu alte sterilizări. Practic, noi am avea nevoie de o locație unde să ne desfășurăm, adică să se poată desfășura această activitate de sterilizare și o susținere din partea noastră, pentru că sunt medici veniți de afară, de astea le trebuie atunci în locul respectiv, că noi n-avem cum să asigurăm o masă caldă, dacă se poate oferi. Cred că locația ar fi Târgu Comuna, cea mai bună locație. Da. Aveți apă acolo? La târg. Dar nu putem într-o sală de clasă. Nu poți bași câinii în sala de clasă. La târg, dar nu mai să fie apă ceva. Este. Da? Este. Este și cabinet pentru medic, dacă nu. Și vedem, ne spuneți unde este, da? Pentru noi e perfect, pentru că sterilizarea are instrumente sterilizate, după aceea sunt niște... Adică ar fi un amplasament pentru zona Barat, Mărgine, centru aici. Și dacă ar fi altceva pentru un can podiș, să fie un alt punct. Nu o să vină la podiș cu cățeanul până aici. Și asta e o propunere foarte bună. Și noi... Deci asta ar fi propunerea și mai ales informarea oamenilor. Eu personal am un mic, așa zis, adăpost. E grădina unui vecin care mi-a dat-o. Vis-a-vis de școala la un can. Exact. Unde sunt reclamații. Ce se întâmplă? Că vreau să spun și, să pun și problema aceasta. Eu am acolo, cred că, 6 câini țin în adăposturile acelea. Dar, în ultimul timp, vreau să vă spun că acum 2 săptămâni, 28 de pui au fost puși în poartă. În 2 săptămâni. Deci mi-a dus cu sacul. Da. Am mai început o politică în sat. Oamenii dau câte 5 lei la copiii care joacă fotbal pe rea să ducă câinele la noi. Azi dimineață când am plecat, erau iar 3 pui. Și n-am reușit să-i prind că plecam și de la mine. Și locuiesc într-o zonă în care colegii știu, de la mine încolo este o pădure. Vin mașini din oraș, lasă că și abandonează. Eu cunosc.
Cunosc situația. Și intră în dar copii nu știu cum să... Deci, aici este problema. Problema noastră. Problema știți care este? Oamenii trebuie să conștientizeze că nu trebuie să abandoneze câinele într-un loc... Deci dacă vrei, îl abandonezi, că asta, el duci la o unitate. Că îl duci la primăria la Bacău, că îl duci la aici, că îl duci undeva, îl duci într-un loc fix. Pentru câinele acela, în sistemul acesta, noi îl sterilizăm și găsim o soluție pentru el. Dacă el nu este sterilizat, intră în pădure, intră în contact cu alți câini și imediat trântesc. Ei fac câte 7, 10, 12 pui, se mulțesc și de aceea sunt atâția câini. Dar dacă lasă cății la poartă, acolo să ne simt bun, sunteți acceptat în zonă. Da, da, e foarte bun, dar uitați că am și reclamații că de ce țin atâția căței. Eu n-am unde să i-am pus la mine în curte, eu la mine în curte am 40, vreau să vă zic la ora asta. Pentru că n-am avut unde să-i pun. Și sunt reclamații că am căței, dar ce să fac? Eu fac un serviciu pe costuri, pe cheltuiala mea, pentru comunitate, dar și oamenii trebuie să înțeleagă că dacă își sterilizează câinii, nu or să mai pună în fața porții atâția pui. Și de aici, afară de câinii bătrâni care vin toți și mi-aduc că nu mai fac treabă la gospodărie și mi-aduc mie că, vedeți, nu mai sunt puși. Da, exact. Adică lucrurile astea, sigur, țin de modul în care noi discutăm cu ei. Eu am încercat să iau legătura cu foarte mulți în care nu știe că am sterilizat câini peste tot, la toate locuințele, unde au chemat, ne-am dus și acasă și am sterilizat câini. Dar problema este că trebuie și ei să conștientizeze lucrurile astea și nu, să nu-și lase câinii liberi pe străzi. Pentru că așa se întâmplă funcțiunea. Și aici ajutorul nostru este foarte important. În primul rând, dacă noi facem această campanie, să ne dați pe cineva de la primărie să fie alături de noi. Știți că dacă noi ne ducem la poartă și spunem, am venit noi să vă povestim de câine, nu se uite nimeni la noi, zic că stai, îmi închide poarta. Așa, dacă vine cineva din partea unui oricare, ține altă poveste, bănuiesc. Să nu aveți așteptări de schimba mentalități. Da, parțial, nu avem, că luptăm de 10 ani, dar lucrurile trebuie început. Dar niște anunțuri ceva, niște flyere ceva sau chiar la părinți, la biserică. Asta e foarte important. Deci ne trebuie o locație pe care dumneavoastră aveți unde să punem niște meșuri mari cu aceste informații despre sterilizare gratuită. Tablourile de campanie electorală. Pe tablourile de campanie electorală. Unde noi nu putem suporta costurile chiriei de acolo, dar putem face flyere. Dar e legal de panouri de campanie electorale de la școală? De ce să nu fie? Că un anunț mai... Sunt locuri de afișare. Da. Public. Alea sunt folosite exclusiv pentru afișaj electoral, dar în campanie. Atât. Sunt locuri de afișaj public. Da. Și pot fi folosite. Unde avem voie să le aplicăm, noi venim cu postările și să poată fi aplicate. Cu acele panouri sunt în toate localitățile, în toate satele. Eu mi-am dorit întotdeauna să fiu un exemplu, la un moment dat, pentru alții. Să încercăm undeva, pe un anumit spațiu, să facem ceva și după aceea ceilalți se vadă că se poate. Și ar mai fi chiar și bisericile, cum ai zis cu dar. Că preoți au... Nu mă porniți. Au putere, convingere. Ar trebui să facă foarte mult. Mai ales la oameni în vârstă. Mai ales la oameni în vârstă. Preoți au mult mai mari. Oamenii în vârstă. Eu am, să știți că eu am în grijă și un așezământ pentru copii, cu 15 copii orfani, dar care susținut tot de ingrești, din păcate. Și care este 15 copii orfani, care cresc la facultate, am luat alte serii, deci sunt copii susținuți de noi, subvenționați la facultăți, să meargă la școală. Asta ar trebui lângă biserici. Asta ar trebui. Lângă fiecare biserică, în loc să facă atâtea săli de prăzumire și nu am nimic împotrivă, dar ne putem ruga oriunde, ar trebui să fie o casă pe care o construim, oricare firmă de construcții, o putem construi și părintele să aibă grijă de 3-4 copii orfani pe care îi educă. Și construiește zona de idee, să rămâne tot la comunități. Da, dar dacă am grijă de un copil, cred eu că e mai important decât da, să construiesc mai mult. Partea marginenii, la ora actuală, ne-a s-au plecat 30 de copii, nu-i scuze. E foarte bine, dar e un fenomen izolat. El trebuie să facă continuu, adică în Anglia, de exemplu, lângă fiecare biserică. Mulțumim că intrăm și la ședință cu ei și dacă suntem de acord. Păi, dar se rămâne ceva hotărât și la lor, vor să înțeleagă. Particip cu cineva,
Ar trebui să fac nici cineva pe partea primăriei, da, domnule. Da. Deci țineți legătura cu ceva. Locația, cum vedem? Cum? Cum vedem locația unde este? Locația unde vedem locația la fel. Când ne apropiem de dimineață, dacă veniți locația. Da, vedem ce. Da, iar în ceea ce privește, iar în ceea ce privește cheltuielile cu ce zăm cu masa și cu asta, o să trebuiască făcută o estimare a cheltuielilor, pentru că noi în bugetul local nu avem prins așa ceva. Ne avem prins în bugetul local, ne avem surse de finanțare, va trebui să identificăm măsura în care avem și o sursă de finanțare. Da, da, o sumă infimă. Da, sunt de acord, dar pe vorbe nu putem să punem bani în buget. Când vine curtea de conturi. Nu, deci trebuie legal, trebuie prin hotărâre de consiliu local, trebuie un acord. Doamna Șlic, mă scuzați. Deci am 6 persoane. Da, dar pe vorbe, noi nu putem aloca bani din bugetul local pe vorbe. Va trebui încheiat un acord de parteneriat cu dumneavoastră, cu costuri estimative, cu, adică noi susținem centrul social de la Lungani, cu deci servicii de genul ăsta. Dar costurile din partea dumneavoastră nu aici, pentru că suportăm noi toate, doar dumneavoastră. Da, doamne, știți că și utilitățile alea la clădirea aia sunt... De asta vă spun, deci trebuie văzut și trebuie încheiat un acord de parteneriat, pentru că și pe noi ne verifică curtea de conturi și ne întreabă de ce ați consumat la curent apă, dacă nu aveți activitate în târg. De asta vă spun, deci e... Semnăm, nu se pune în problemă. Nu, așa se face. Nu, nu, semnăm, adică sunt de acord cu ceea ce ne propuneți acolo. Nu trebuie să vă propunem. Un acord de parteneriat înseamnă că am și parteneri, își exprimă punctele de vedere, dorințele și posibilitățile la sfârșit. Atunci spuneți-ne cum să propunem. Păi, da, dar în ședința Consiliului Local nu putem să discutăm chestii juridice, deci mâine discutăm. Mâine dimineața. Mâine, deci ca principiu, domnii consilieri au fost de acord să vă pună la dispoziție acel spațiu, locurile de așezare sunt pregătite, în ceea ce privește costurile care implică bugetul local, va trebui să discutăm. Bine, și atunci mâine să venim la dumneavoastră. Să vedeți locația și să discutăm celelalte aspecte ce țin de organizare. O oră aproximativ. La nou. Perfect. Vă mulțumim, Dani. Mulțumim. Trecem la punctul 1, da? Da. Să rămân. Succes. Vă zic bună, la revedere. La revedere. Punctul 1. Proiect de hotărâre. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților pe orizontală aplicați la salariile de bază ale unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărgineni. Așa cum am discutat și pe comisii, legea 153 prevede două sisteme de ierarhizare a funcțiilor publice. Cea pe verticală, așa cum ne prevede legea, în funcție de fiecare de studii, de vechime și de încadrarea fiecarei persoane pe care îl dă legea ca model, dar mai este și o ierarhizare pe orizontală a salariilor în funcție de complexitatea și importanța activităților desfășurate de către angajați. Noi în ședința anterioară am aprobat acești indicatori pentru funcțiile publice din primărie, respectiv secretar, șef birou, șef serviciu ce avem noi, și apoi consilier superior, consilier principal, consilier asistent, consilier debutant. Bine, nu avem consilier debutant. Așa, pe gradația maximă 5. Acum, în urma discuțiilor cu colegii și bine întemeiate în baza unei cereri făcute de către colegii noștri, sunt foarte mulți, sunt colegi de-ai noștri care, pe lângă atribuțiile complexe pe care le au față de cele prevăzute de fișa postului, lucrează și cu fonduri nerambursabile. Noi ne intrăm sub incidența prevederilor legale pentru cei 75%, pentru că nu primim acel bonus, deși avem 112 miliarde numai anul ăsta obținute prin proiectele pe care le derulăm, plus colegii cu cumul de funcții. Respectiv, doamna Gorgan Bejan Mirela și doamna Neamțe Elena, doamnele contabile, care pe lângă bugetul comunei, urmăresc și cheltuirea banilor pentru cele 5 proiecte pe care le avem în derulare, plus atribuțiile de control financiar preventiv,
doamna Neamțu pe cheltuieli, doamna Gorgan pe venituri. Doamna Plăcintă Gabriela, tot consilier superior, cu cumul de funcții, asistență socială, dumneavoastră se ocupă exclusiv de asistenții personale a persoanelor cu handicap, este responsabilul primăriei în ceea ce privește unul dintre responsabili, că suntem trei responsabili, autoritatea electorală permanentă, deci listele electorale, radiere, completare de liste electorale și stare civilă. Domnul Ioși Ionuț, care conform legii 50/1991, persoanele cu atribuții în domeniul urbanismului se asimilează șefului de birou. Și doamna Vâlcov Maria Magdalena, puțin, este o colegă nouă de-a noastră, care este angajată pe achiziții publice, transport și iluminat public, la fel pe cumul de funcții și derularea pe lângă contractele de achiziții pe care le avem în fiecare an. Sunt și aceste contracte care se fac, se derulează în afară, cele pe fonduri nerambursabile. Doamna grădinarul Gianina, la fel pe cumul de funcții. Domnul Redia Robert, colegul domnului Ionuț, tot la fel mai puțin, este mai nou angajat, tot conform legii 50 se asimilează funcție de șef birou. Și doamna Zanfiroiu Gabriela, tot pe cumul de funcții, dumneavoastră se ocupă de resurse umane, caserie, autoritate electorală, secretariatul Consiliului Local și stare civilă în momentul în care doamna Plăcintă este în concediu sau lipsește. Ori dumneavoastră, ori eu, depinde care dintre noi e mai liberă. În ceea ce privește discuția cu domnul Cândea, am înțeles că, e adevărat, dumneavoastră aveți dreptate, dar și zice domnul Cândea, pentru că la primăria Bacău, ei au de la gradația 0 la gradația 5, noi nu avem așa. Ca să nu existe discuții, aș vrea să vă dau citire salariilor angajaților din primărie, în urma, deci noi am aprobat pe coeficienți. Pentru că așa prevede legea, coeficienți. Acum am menționat că deci se majorează cu 0,65. Se majorează cu 0,65, mă scuzați. 0,65. Păi, dar că aici o să-i prindem pe tot. Deci, Coșa Elena Daniela, secretarul comunei, 5.792 de lei. Deci noi nu avem... Brut impozabil? Brut. Impozabil scădeți 33%. Da? Deci noi avem voie maxim salariul domnului viceprimar, care este de 5.800 de lei. Deci coeficientul 4. Domnul Balint Adrian, consilier superior, gradația 5, 4.858. Doamna Călin Ioana, consilier asistent, gradația 3, 4.481. Domnul Gheorgheș Dorel, referent de specialitate superior, gradația 5, 4.640. Gorgan Bejan Mirela, gradația 5, consilier superior, gradația 5, 5.344. Grădinarul Gianina, consilier principal, gradația 3, 4.553. Doamna Hrenovic Ana, consilier superior, gradația 5, 4.858. Doamna Iano Maria, consilier principal, gradația 5, 4.785. Domnul Ioși Ionuț, inspector superior, 5.003. Doamna Neamț Elena, consilier superior, gradația 5, 5.344. Doamna Plăcintă Gabriela, consilier superior, gradația 5, 5.466. Domnul Redia Robert, consilier asistent, gradația 2, 4.248. Rusu Adriana, consilier asistent, gradația 1, 4.002. Șandru Paulică, consilier asistent, gradația 2, 4.249. Deci, uitați că avem aici doi consilieri asistenți, spus unul de pe altul. Doamna Rusu Adriana, consilier asistent, gradația 1, are 4.002. Domnul Șandru Paulică, doctor, consilier asistent, dar gradația 2, are 4.249. Deci aici e diferența de gradații între doamna Savalia, referent superior, 4.423. Domnul Șoloc Ilian, consilier asistent, 4.002. Doamna Zanfiroiu Gabriela, referent de specialitate principal, 5.009. Doamna Vâlcov Maria Magdalena, consilier superior, 4.611. La funcțiile contractuale, domnul Adam Abel, șofer, gradația 5, 3.625. Domnul Armeanu Petrică, șofer, gradația 3, 3.444. Doamna Arseni Mihaela Alina, gradația 2, 3.263. Andrei Silvica, gradația 2, 3.263. Bardașul Mădălin și-a dat demisia. Așa, gradația 0, 1.885. Burbule Anton, paznic, gradația 5, 3.625. Cojocarul Iulia Andreea, referent 1A, gradația 1, 3.089. Dobos Iosif,
știți, gradația 5625. Iștoc Dănuț, muncitorul de la Iluminat, 3538. Neagu Marius, referent superior, gradația 3, 3444. Palade Genoveva, referent 1, gradația 5, 3625. Pătraș Cristina, muncitor, gradația 5, 3625. Văcaru Agneza, muncitor, femeia de servici de la Centrul Social, gradația 2, 3263. La fel, vedeți, avem o femeie de servici, doamna Pătraș, cu gradația 5, cu 3625. Și doamna Văcaru, gradația 2, 3263. Adică asta e diferența de gradație, dar noi când am aprobat, am aprobat pe maxim. Ele scăzând proporțional cu vechimea pe care o are fiecare în muncă. Fostul șofer de la Centrul Social, care la fel nu mai lucrează, domnul Dubășbian, doamna Popa Milona Argentina, consilierul personal al primarului, gradația 5, 4858, și Ciobanu Cezarina, bibliotecar, gradația 5, cu 4713. Noi nu avem, e adevărat că la unele instituții pot să spună că au limita minimă pentru consilier superior, e atât limita maximă, atât. Noi nu avem foarte multe funcții să putem să calculăm și la mai jos. Concluzia este că nu se mai poate plânge nimeni în sală. Sunt de acord. Este adevărat. Să știți că după ani de zile în care am fost cenușăreasa instituțiilor publice, noi administrațiilor locale, eram la limită. Să știți că eu am discutat problema, am zis, sunt de acord. Am zis să vreau și părerea Consiliului Local, dar programul să fie program. Program, dar eficiență, muncă și productivitate. Așa, dacă voi de la ala nicio diferență, salariul degeaba crește. Vorbim, știți, am cerut tocmai pentru că am avut rezultate. Sunt localități. Ce? Localități cu mai multe fonduri? Nu, nu. Hai să punem pariu. Nu, la Dofteana. Ce? La Dofteana. Dar n-are așa mult să... Da, Dofteana e comună. Domnul Pietanuș, că... despre asta vorbim. Cum? N-are societățile noastre. Da, dar nu mă refer rezultatele la fonduri europene. Au. Nu au, nu au fondurile pe care le avem noi. Credeți că o să fie bugetul de stat, bugetul primăriei? Da, bugetul local, da. Nu depășim nici măcar veniturile noastre proprii. Nu, deci... Da, din veniturile proprii putem băga și investiții. Păi despre asta am spus, nu depășim. Sunt primării care și-au aprobat salarii și nu au bani de salarii. Nu, nu se pune problema. Și la consilierul. Cum? La consilierul mi-a spus. Ce? Păi nu, la consilier am aprobat data trecută. 9%, nu? Da, câte 3% pe fiecare ședință în parte. De asta o să vă rog, v-am dat și baza legală, o să vă rog secretarii comisiilor să facă contajul. Și ori lăsați la noi, ori la contabilitate, pentru că în fiecare lună, așa prevede legea. E adevărat, noi am făcut excepție. Așa, acum voi face contajul doar pe ședința ordinară. Dumneavoastră cum să faceți contajul pe ședința pe comisii, cu semnătura secretarului, cum se vede legea. Să punem la vot, sunteți de acord? Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și de cheltuieli pentru anul 2017. Se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 prin deblocarea excedentului bugetului local pe secțiunea de dezvoltare, deci excedentul de la sfârșitul anului trecut, pentru următoarele investiții. Sistem de management energetic integrat pentru clădirile școlilor Baraț, Lungani, Alexandru Piru, Mărgineni, suma de 200.000 de lei, deci 2 miliarde, suntem obligați, conform reglementărilor legale, să obținem autorizații ISU pentru funcționarea școlilor. Deocamdată, acești bani sunt alocați pentru obținerea avizului de principiu, pentru că trebuie făcut un proiect cu certificat energetic, cu verificări ale instalațiilor electrice, termice și tot ce trebuie, urmând ca în urma acelui proiect să vedem ce lucrări sunt necesare pentru a obține autorizația ISU. Și trebuie cumpărată urgent acea centrală telegrizometrică, centrala de detecție a gazului metan pentru cartierul Anele Gherăiești, 180.000 de lei, 1.800.000. Știți problemele care sunt, avem solicitări de la Avocatul Poporului, există o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin care se declară acea zonă o zonă cu risc. Primăria Bacău o parte din obligațiile pe care le avea și le-a făcut. Noi urmăm să montăm această centrală cu senzorii de detecție. Centrala va sta la sediul
pompierilor, de aceea inspectoratului pentru situații de urgență, și în cazul în care se detectează emanații de gaze, va suna și pompierii vor veni și vor interveni în cel mai scurt timp. Deci centrala aia va sta la pompieri? Da, da. Păi și cu toate forțe și în altă parte. Dar asta oricum e o mare tâmpenie, pentru că noi, practic, statul schimbă banii dintr-un buzunar în altul. Deci tot pompierii ne obligă să luăm ceva, dar să țină la ei. Cum era și cu crabul, să le luăm pe la stații de pompieri. Nu, putem să ținem și noi la noi. Da, da, putem să ținem la noi. Dar cine intervine în cazul în care... Cine trezește? Asta trebuie 24 din 24 de ore, trebuie monitorizată ca să vedem emanațiile de gaze, niște calcule. Ei fac acum, periodic, fac măsură. Practic, iau stația acolo, dar monitorizarea o să fie la ei. Monitorizarea o să fie la ei, da? Sensorii sunt acolo, da. Nu, ei vor monitoriza permanent și vor interveni în momentul în care se detectează emanații de gaze. Și de asemenea se solicită transferul sumei de 500.000 de lei de la capitolul cheltuieli de capital la capitolul drumuri, la cheltuieli de bunuri și servicii. 5 miliarde. O să trebuiască am început procedura pentru a putea să asfaltăm Arcadie Șeptiliș. După cum ați văzut, 3/4 din stradă este asfaltată de Primăria Bacău. Asta e o cheltuială suplimentară. În acest moment, pentru că n-am știut de asta, va trebui să asfaltăm și noi partea noastră, pentru că arată urât și... În jur de toată lumea. Da. Îi stricăm mașini. Trebuie, ai făcut. Da. Supunem la vot, sunteți de acord? Mulțumim. Trecem la punctul 3. La punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat după atribuirea contractului de lucrări cu obiectivul construirea grădinței cu program normal în statul Duncan, Comuna Mărgen. Nu știu dacă este viitorul, Luncani sau Barație. Barație. Haideți, pentru școala Barați. În urma atribuirii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții construirea grădinței cu program normal, oferta constructorului este de 1.881.132 de lei cu TVA, iar partea noastră de cheltuieli eligibile a Comunei Mărgine este de 129.424 de lei cu TVA. Deci partea de cheltuieli eligibile au scăzut în general, în urma ofertei sunt puțin mai mici față de ceea ce ne-a aprobat Ministerul Dezvoltării Regionale prin contractele pe care le avem încheiate. Spune la vot, sunteți de acord? Mulțumim. Da, noi și Barați și Lucari. Da, și Barați, următoarea Barați, la fel, valoarea totală a investiției este de 1.116.571, din care partea de cheltuieli neeligibile a Comunei, 1.154.425. Deci, aproape 3 miliarde din bugetul anului viitor va trebui să-i alocăm pentru partea de cheltuieli neeligibile pentru aceste grădinițe. Da, trecem la punctul 4. Punctul 4, proiect de hotărâre privind schimbarea destinației. La 5. La 5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat însă Comuna Mărginesa, Trebeș, strada Corbului numărul 1, în care s-a desfășurat activitatea școala Trebeș din spațiul de învățământ în spațiul necesar desfășurării activității unui centru cultural catehetic. După cum știți, parohia Trebeș are de vreo 3 ani de zile în administrare școala de la Valea Buzdului. Dumnealor, în acest moment, consideră că este insuficient spațiu de acolo și pentru copii. Plus de asta, vor să-și extindă puțin acțiunile sociale și în ceea ce privește bătrânii. Și au solicitat, am acordat avizul conform în ședința din martie 2017, am cerut avizul Ministerului Educației și acum ne-a venit. Putem să schimbăm destinația școlii Trebeș pe o perioadă de 5 ani de zile. Așa, după cei 5 ani de zile urmează să revină la locul destinației avut în inițial, respectiv școală. Da, mulțumim. Pun la vot, dacă. Îmi trece punctul 6. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mărgine din Consiliul de Administrație al Școlii Alexandru Piru pentru anul școlar 2017-2018. Urmarea solicitării doamnei director al Școlii Alexandru Piru, în fiecare an, conform legii învățământului, trebuie să 2 reprezentanți ai Consiliului Local să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii.
până anul școlar trecut a fost domnul consilier Petra și domnul consilier Cândea. Toate da? Sigur. Domnul Petre cu deci domnul Păduraru, cine este? Bun, deci cine este pentru domnul Păduraru? Pentru domnul Cândea? Alte propuneri mai sunt? Domnul Tietănuș. Nu. Păi nu. Deci rămâne domnul Cândea și cu domnul Păduraru, da? Da. Punctul 7, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu familiile beneficiare ale primului pentru plinirea 50 de ani de căsătorie. După cum știți, din 2008, în fiecare an, aprobăm pe baza cererilor lista, familiile beneficiare a premiului de 500 de lei, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. În acest an, beneficiarii vor fi familia Bolan, Mihai și Cecilia din satul Mărgineni, familia Ristea, Gheorghe și Silvia din sat Codiș, familia Ioș, Nicolae și Maria din sat Barați, familia Butac, Ioan și Maria din satul Barați, familia Burbulea, Petre și Maria din satul Barați, familia Ciugotaru, Mihai și Maria din satul Valea Budului, familia Doboș, Petra și Tereza din satul Barați și familia Rotaru, Neculai și Maria din satul Mărgineni. O familie, nu? A. Da. Să punem la vot, da? Mulțumim. Da, dați-mi voi un... Da. Când vă oferiți, în ce cadru așa? Să fie un cadru mai festiv când vă oferiți. Domnul primar, când vă organizați? Să chemăm la ședință următoare? Bă, nu știu, pe cuvânt, chiar la un suc acolo, poate reușesc. Serios. Normal să faceți de ziua comunii, să permiteți atunci și o sărbătoare ceva. Niște cheltuieli de protocol minim. Trebuie. Că sunt puțini din cei care... Foarte puțini. Eu aș vrea să aprobăm pentru cheltuieli de protocol. O anumită sumă, mai mare sau mai mică. Totuși, ar fi un cadru festiv, ar da mult mai bine. Nu. Deci pentru organizarea de acțiuni avem voie să punem cheltuieli. Dar așa că am budget pe telefonul normal. Și așa cred că poate o parte din nou vin. Poate poate nu să se vin din nou mașina, știi, aduci cu ceva un suc, o cafea și eu zic că poate și așa nu vin toți, sunt puțin, ne? Dacă se creează totuși un cadru mai mai festiv așa. Ei care nu pot, nu pot, că domnul, dar care fei, iată ce fiecare. Poate fi cadru ședinței. Da. Luați legătura cu ei. Ia un sunt personal. Următorul punct al ordinii de zi? Da, punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitude a unor suprafețe către SC Delgaz Grid, în vederea realizării investiției alimentare cu energie electrică, spălătorie, SC Dumbrava Lux, amplasată în sat Baraș, comuna Mărcinei. Mai bine vă prezint domnul Iorjă, cu dumneavoastră specialist pe lucrări. Este vorba de alimentarea cu energie electrică pe medii de tensiune a unei spălătorice și desfășura activitatea în imortul domnului Sociu pe Arcadie Șeptilici, fostul restaurant. E încheiat de ceva timp la o societate care face spălătorie la, înțeles, la o grămadă de moteluri din zonă. Spălătorie. Practic, nu mai are nevoie de energie electrică foarte, foarte multă, că au o grămadă de energie. Și se ocupă o parte, undeva la câțiva metri pătrați, pe total 7,44 metri definitivi și temporal 7,2 metri. Practic, se face o săpătură, se pune un cablu torsadat subteran pe o lungime de, imediat vă spun, 18 metri, ori 0,4, de aici iese de această suprafață. E vorba de la traful care se află pe colț. Pe colț se face o sutraversare la drum și o suprataversare și apoi subteranul merge până la el, la Brisarul. Punem la vot. Mulțumim. Punctul 9. De hotărâre prin completarea hotărârii Consiliului Local.
pentru sistem de protecție catodică și branșament electric pentru rezervare de gaze naturale din oțel, din Barați, grădiniție numărul 17. Dumneavoastră ați, prin HCL 49 pe 2016, ați aprobat acordarea unui drept de uz și servitute pentru un metru pătrat ocupat definitiv. Practic vine socul acelui BPM, bloc de protecție și măsură. Așa, mai e nevoie de acordarea unui drept și de uz și servitute pentru 39 de metri, practic aferent săpăturilor. Ocupate temporar, se sapă, se montează, așa și ocupă 39 de metri, care vor fi refăcuți, astea singurele noastre condiții, aducerea terenului la starea inițială și amplasarea stației de protecție, astfel încât să fie realizat, să nu împieteze traficul rutier și pietonal din zonă. O să vină undeva pe strada Vilor, de la Orfelinat, urcând sus spre strada grădinii, pe partea stângă. Se vor monta niște electroliți care, practic, vor atrage toată ruginea de pe rețelele, rețelele de gaze din satul Barați, să nu ruginească țeava, ruginească acei electroliți și ei vor fi schimbați odată la un an, un, doi, pentru protecția rețelelor. Nu e nevoie de acestea. Se pune la vot, da? Mulțumim. Diverse? Da. Avem solicitări din partea unor cetățeni care locuiesc pe strada Aviator Niculescu pentru extinderea iluminatului în acea zonă. Respectiv, trebuie vreo 3 sau 4 stâlpi. Eu nu-ți... pe Aviator Niculescu, 3 sau 4 stâlpi trebuie pe distanța respectivă. Dar încă dacă e unul, depinde un pic de ordine de la stâlpul din partea stângă, după interse de funcție de... Cheltuielile estimative, din ce am discutat cu proiectant, cu constructor, cu ce se poate cumpăra, e undeva la 300 de milioane vechi, deci 30.000 de lei. Discutam astăzi în ședințele pe comisii și de zona Iasomiei. Noi avem un lucru, le-am explicat domnilor consilieri, că avem un lucru, un lucru extinderea în zona respectivă, proiectarea. La fel este estimativ cam la 3 miliarde, 3 miliarde 800 ajunge investiția, pentru că acolo va trebui un post de transformare. Proiectul pentru Iasomiei? Nu, doar la asta de SF, la momentul asta de discuții preliminare. Urmează, deci noi avem trimis din primăvară către EON, del gaz, cum se mai cheamă acum. Da, și de anul trecut făcută solicitarea, n-am primit niciun răspuns. Am primit tot felul de solicitări cu documente ce țin de proprietățile cetățenilor, documente ce țin de domeniul public. Practic, dacă mă întreba pe mine calul capului, calul cu fel, numai să nu... Să nu facă ei investiția, ei sunt obligați. Adică au ajuns oarecum să ne conteste nouă cărțile funciare, că trebuie să aveți, nu știu, după ce lege 9 metri lăține. Da, domnule, dacă atâta am, 5 metri, atâta am de la drum, bine. Nu mai contează acum. Asta e cartea funciară din condițiile în care la plasez. Deci, în fine, numai sunt mai multe discuții cu ei. Îmi cer tot felul de calcule care nu putem noi, de specialiști, funcționari din primărie, nu deținem capacitatea tehnică de proiectare, pentru că sunt foarte multe chestii de ținut în calcul, de pierdere, de rețelele eomului, care nu avem informații și nu putem să le dăm informații tehnice. De-aia am făcut solicitarea la ei, așa noi le-am pus tot la dispoziție. Pe românește vor un consum estimativ și cu pierderi și cu absolut tot ce ține pe partea de trafice. Păi și atunci fiind cuprins în proiect? Da, dar până nu discutăm cu un proiectant de specialitate, noi nu putem da aceste informații. Tocmai asta a fost cerința de EON. Teoretic, până acum, EON-ul, când se primea o solicitare, dacă considerau că investiția este viabilă, veneau ei și suportau costurile lucrării, ori măcar parțial din costul lucrării. Cum a fost, de exemplu, când a fost gazul metan, au dat ei conducta și au mai făcut și investiții în ceea ce privește extinderile de iluminat. Numai că acum stăm de prea mult timp, oamenii aia așteaptă de prea mult timp lumina. Și lor nu-i convine. Cu siguranță. Acum nici nimeni nu-i vină la și au făcut politica primăriei față de EON. Adică ei când vin, nu stă drept de în fața lor. Dar nu stă drept în fața lor, e o obligație legală. Deci ei au o lege prin care pe noi ne obligă, încălcarea legii ne dă în judecată și plătim penalități pentru faptul că nu le-a fost la dispoziție. Legea energiei, 120. Legea energiei. Ne obligă. Nu rămâne când vrem să amânăm. Putem să-i condiționăm.
Putem să-i condiționăm? Dar nu, legal, nu e inginerul la cadastru, n-am să-l dau, e concediu. Adică duci cu vorba cum îi duc și ei. Practic așa că eu duc și cu da, vorba că de asta trebuie să duc. De 30 de zile de la solicitare nu putem, pentru că... Acum, știți cum e, problema este că beneficiarii sunt ai noștri, păi, adică vine firma de la noi. Păi nu, 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 păi n-am trebuit să mai gândim așa. Că dacă o gândim așa, întotdeauna tot noi vom pierde. E adevărat, parția. De câte ori au beneficiarii ceva? Niciodată, pentru că sună și nu-ți oferă. Păi da, sigur. S-a acoperit din lege, clar. E tot adevărat. Cert este că, probabil, nu probabil, cu siguranță în bugetul pe anul viitor trebuie să avem în vedere. Neapărat, și la bugetul pe 2020. Nu, dar ei și-au bani tot timpul și când a mutat Stâlpește, când s-a construit aici, nu? Au luat bani pe toată lucrarea aici, nu? Au atâția stâlpi pe terenurile noastre, proprietate personală. Le-a spus să mute de aici, a făcut cer, nici nu m-au băgat în sală. N-au treabă. Nu mută. Nu, ei sunt, au o legislație extraordinar de bine și la bun. În țării occidentale nu se întâmplă așa ceva. Pe o babă o debranșează pentru 3 lei și trebuie să plătească 250 și săraca era prin spital 3 luni de zile. Au, așa la noi. O combina legile comuniste cu astea, cu ale occidentale și noi acum suntem în... Asta e. Combinați. Mă, deci ca idee, că nu am de... Prima. Dar noi trebuie să-i facem. Prima investiție pentru... În primul rând îi facem cu cetățenii noștri, da? Măcar să ne supărăm și noi așa. Dar oricum că se aprobă bugetul, veți fi aici. Trebuie să-i facem. Mai avem de asemenea tot la diverse, 3 cereri din partea unor locuitori din Poiana, respectiv Uță Ilie, Labă Maria și Uță Costel, care doresc să utilizeze tabla care a fost îndepărtată de pe acoperișul școlii Luncani. Să utilizează, ce problemă. Spune la bără. Deci, trebuie de acord să... Nu am spus. Cu șopanul. Da, eu vreau să trebuie să spun. Obice verde să-mi facă. Facă ceva acolo. O poiată, o... Faci o comisă. O celație de mediu. Bun, mai avem o solicitare. Pe care ne primim de mult. Solicitarea doamnei Maria Tătaru, de fapt Bodea Maria, văd colica, nu știu, Bodea Maria, Bodea. Așa, care solicită să construiască acea troiță. Am fost odată cu microvozele. Am identificat terenul, pentru că nu știam exact ce e cu terenul respectiv. Este, într-adevăr, o rezervă a noastră. Problema este că nu putem să îi atribuim cu titlu gratuit, pentru că legea ne limitează, nu putem atribui cu titlu gratuit teren decât pe perioadă determinată, ori aici este vorba de o construcție care nu are timp de viață determinat, și doar societăților, persoanelor juridice care desfășoară activități de binefacere sau activități sociale. Deci darea în administrare este exclusă. Următorul pas ar fi închirierea. Închirierea care, la fel, necesită o procedură, un raport de evaluare, nu se merită terenul de acolo. Așa, plus de asta, pe baza unui contract de închiriere nu se poate construi. Mai e concesiunea, la fel, care ne permite legea 215 în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat. Numai că, la fel, costurile sunt prea mari, iar o concesiune nu știu dacă chiar se merită. Are prea multe păcate și vrea să construiască troiță. Eu consider că terenul de acolo trebuie lăsat neliniștit, că se va extinde și drumul, va fi un drum de importanță. Ori să fie o construcție temporală. Din lemn. Mobil. Dar s-o facă din lemn, o troiță din lemn. S-o facă în o gradă la aia, că are teren. Dar s-o facă din lemn și nu trebuie nici autorizație. Au venit și s-au supărat ieri pe mine și am zis lăsat. Dar s-o facă din lemn. Dacă vă aprobă Consiliul Local cu cea mai mare procedură. Nu, dar lumea se supără, dar nu are motivația. Ideea este că e clar că modalitatea de atribuire a terenului nu există. Singura posibilitate. Nu se pune cu mai cu sutare. Nu se poate, astea. Tocmai. Nu, că noi asta am discutat, că nu, v-am zis, n-a fost identificat. Iar am zis, bă, troiță, așa, în general. Nu, până n-am identificat terenul și nu s-au făcut documentele, nu. Bun, deci, îi comunicăm, doamne, că terenul nu este disponibil spre a fi... Dar nu primește condiții. Da, atât. La diverse am și eu. Să vorbească cu domnul de acolo, să facă un revin. Da. Hai, spune-ți, domnul, că este... Am câteva probleme. Ieri am abordat foarte pragmatic niște probleme cu doamna secretară timp de o oră. Ne-am informat reciproc și consider utilă discuția de ieri.
și cred că mai sunt necesare și alte discuții. Mai sunt niște probleme care aș vrea să vi le aduc la cunoștință în legătură cu parcul, dacă de la Gherești este concesionat, cu ce preț, pentru că chiar astăzi am auzit că tipul respectiv a început să și tai copaci de acolo. Cred că trebuie pus în vedere. Nu. Ca să nu defrișeze. Nu, dar nu. Acolo ce aș fi m-am uitat și eu pe discuția cu dumneavoastră ieri, nu chiar un parc. Un parc? Dar parcul nu e al nostru. Parcul nu, dar alături am înțeles astăzi, mi-a spus cineva de acolo care locuiește, că a început să defrișeze dacă știu ceva. Nu, astăzi cred că am trimis anunțul, nici n-am trimis anunțul la publicat pentru închiriere, deci nu. Dar la concesionare e bine să treceți acolo, să nu defrișeze copaci. Dar acolo la noi, pe zona noastră unde am spus la închiriere, nu sunt copaci. Mai sunt. Mergem mâine. Dacă aveți unul dintre dumneavoastră timp, haideți să mergem mâine. Eu am fost ieri acolo, eu am fost. Da? Nu, n-am văzut mișcare să tai copaci. Într-adevăr, să tai în parc. În parc, da, dar parcul este a municipiului. Iar discuția cu cortul ăla plasat pentru nunți e tot în parcul Gherăiești. Deci nu la noi, că și eu m-am speriat că m-au sunat domnii de acolo. Și am zis, nu la noi. Nu pe terenul nostru. O altă problemă importantă, să omagiază cei 100 de ani centenarul. Cred că trebuie inițiat din partea primăriei un program și să ne aducem și noi aportul din activităților culturale, sportive, eu știu, și a tot ce se dorește să se facă, încă să fie un program amplu și să fie antrenați probabil și o parte din consilieri, dar să se poată realiza. Am înțeles că anul ăsta s-a solicitat să se pună o coroana aici în parc, la Monumentul Eroilor din primul și al doilea război mondial, că nu sunt 300 de 30 de lei pentru o coroană. Nu se poate. Ne facem de băcănie. După aceea, Burbulea Cristi are un stâlp pe terenul lui. Am înțeles că o solicita să elibereze stâlpul de acolo ca să poată să-și construiască nu știu ce. Nici asta nu știu dacă... Un stâlp de ăsta cu panou fotovoltaic. Da, este adevărat. Acolo a fost un litigiu, a fost o intabulare greșită a drumului comunal și am făcut o repoziționare. Exact. A cărților, pentru că nu ieșea nici lui Cristi Burbulea, nici lui, cum îl cheamă, Florin Burbulea. Florin. Dar nu le ieșea terenul din cauza drumului. Drumul acolo, nefiind lucrat tot timpul, au luat-o și era la modea foarte largă. Da, și noi am modificat cărțile funciare, le este și oamenilor drumul, le este și oamenilor terenul, le este și nouă drumul. În zona respectivă trebuie într-adevăr relocat stâlpul ăla. Și mai e o problemă, am înțeles că există și o reclamație în legătură cu șanțurile, că trebuie să făcute pe unde s-a asfaltat. În zona Luncan, de exemplu, am înțeles, nu știu, poate s-o fi remediat între timp, pe partea dreaptă, cum se coboară în jos, este betonat șanțul, pe partea stângă nu. Consider că și pe partea dreaptă și pe stângă trebuie rezolvat în cadrul aceluiași proiect, pentru că între garduri, este domeniul public și trebuie să le rezolvăm noi. Acum, dumneavoastră, hotărâți. Dar nu se poate face șanțul, poate, unde urcați sus la centrul social, spuneți, nu? Unde, n-ai cum. Pe stânga e șanț, cum urcăm, pe stânga este șanț. Stânga, da, este, dar pe dreapta. Trebuie găsite soluții cum sunt acum la Luizi făcute. La soluții ca soluții, dar e un proiect. Eu trebuie să respectăm proiect. În Luizi sunt foarte multe situații de genul ăsta. Nu ai unde să faci șanț. În schimb, s-au făcut rigolele alea ascunse. Rigolele carosate. Deci, ești la trebuie și pe 32. Trebuie să le facem și la noi, alea că sunt foarte necesare. Sunt foarte multe locuri unde nu ai unde să faci șanț. Nu ai unde să-l faci. Și să implementăm și noi alea. Trebuie să-l pui din mijlocul străzii, carosate, mi-ești pierd. O întrebare și eu vreau să și eu să știu, să mi se explice, sau poate, nu știu, ce am auzit acum. De ce s-au diminuat indemnizații? Da, vă spun eu. Dar de ce nu ai explicat domnul primar? Până la urmă a semnat dâns? Nu, cum a semnat dâns? Nu, o secundă. Legea spune în felul următor, da?
Pentru ședințele ordinare, pontajul îl face secretarul. Da. Pentru ședințele pe comisii, pontajul fac secretarii comisiilor de specialitate. Uh-huh. Dar ce în urma discuțiilor din ședința trecută s-a stabilit că nu s-au întâlnit pe comisii, da. Nu s-a făcut decât pontajul pe ședința ordinară. Atâta timp cât se va participa la ședințele pe comisii, da. Nu va fi absolut nicio problemă. Da, da, aici trebuie să vă însușiți că nu a fost ședința pregătită, nu a fost vinovat numai pe tine. Nu, n-am spus asta, nu! Nu am spus, nu dați vina pe mine, că nu eu am spus că nu s-au făcut ședințe pe comisii. Nu asta am spus, eu nu puneți vorbe în gură. Nu îmi spuneți vorba. Deci n-am spus eu așa. Nu. Și atunci cade și ceea ce am zis noi la început, ăla care chiar e motivat, adică nu mai e nimic. Nu, dacă este motivat la ședințele pe comisie, anunțați președintele comisiei. Fiecare, am făcut acum câte un caiet pentru fiecare ședință, fiecare știe comisia din care face parte. Da. Pe comisii luați legătura cu președintele de comisie. Întrebarea este, pe luna asta ce se va întâmpla? Pe luna asta veți da 9%. E dublu. Și de exemplu, decât să fim răutăcioși așa, decât să fim răutăcioși așa, cum ați făcut-o acum și ne-ați spus legea față, ok, e legal, păi mai degrabă aia 100 de lei sau câte ați luat, unde ajung banii aia? Nu, nu i-a luat nimeni. Nu, nicăieri. Păi mai degrabă îi dădeam la săraci ăștia să aibă pentru când. În buget lucrat. Și acum mai ne trebuie pentru asta. Domnul Băsier. Dar puteți banii de exemplu, dacă nu avem bani pentru ăștia cu câinii, eu, de exemplu, care strânge, uite, acum scot 100 de lei, dăm 1500 de lei și avem pentru ei. Și mâine când vin 2000, îi spun, s-au dat consiliere 100 de lei, să nu mă problemă. Ideea, lăsând gluma la o parte. Nu e glumă. Dar și așa, dacă n-am luat 171, ce acum mor, dacă 200 de lei pentru niște oameni care fac o treabă bună. Montajul a fost făcut doar pentru ședința ordinară, care, chiar dacă s-a anulat. S-a găsit portiță, da. Nu s-a găsit portiță, s-a aplicat legea. Prima dată când s-a aplicat legea. Sunt de acord cu dumneavoastră din cauza discuțiilor. Nu, dar dacă se...